În Oceanul Pacific, nu departe de Australia, se află una dintre cele mai bogate și mai mici țări din lume. Fabulos de bogat, dar numai în trecut. Perioada de glorie a acestei țări era în anii 60-80 ai secolului trecut, când venitul pe cap de locuitor depășea principala economie a lumii. Astăzi, insula Nauru, pe lângă reputația sa dubioasă, este considerată și o insulă a săracilor. Dar oare ce s-a întâmplat în ultimii ani? Vă voi povesti despre destinul insulei și problemele existente, așa că puneți un like și să începem! Cândva, Nauru era o insulă tropicală în Oceanul Pacific cu păduri dese și climă caldă, deoarece este situat chiar lângă ecuator și tot anul acolo este foarte cald. Înainte de începutul secolului 20, locuitorii din Nauru aveau un stil de viață foarte simplu. Se ocupau cu pescuitul, cultivau ananas, banane, nucă de cocos, palmieri, mango, papaya. Însuși, insula nu este mare, aproximativ 4 pe 6 km. În secolul 19, descendenții mai vechi care locuiau pe insulă s-au amestecat cu urmașii australieni și polinezieni. Punctul culminant în istoria sa a devenit descoperirea unor rezerve minerale, și anume fosforiții. Fosforiții sunt utilizați în fabricarea îngrășămintelor fosfatice în industria chimică și în producția prafului de spălat. După anul 1906, viața pe insulă nu era una bună. Nauru a fost anexat de germani, ceva timp mai târziu a fost capturată de australieni, care la începutul celui de-al doilea război mondial au fost alungați de japonezi. După război, insula era sub conducerea Marii Britanii, Australiei și Noua Zeelandă, și toate aceste țări au încercat să extragă mineralele naturale. A ajuns la punctul în care aproximativ 80% din teritoriul insulei a fost implicat în mineritul de fosfați. Însă din cauza faptului că până în anul 67 al secolului trecut, insula aparținea în mod oficial Australiei. Înseamnă că și veniturile din vânzarea îngrășămintelor mergeau în mâini străine. Apoi insula a dobândit suveranitatea și independența a adus pe insulă profituri fabuloase. Insularii s-au descurcat de minune în doar câțiva ani și au devenit aproape cei mai bogați locuitori ai planetei. Deja în anii 1970, salariul mediu pe insula Nauru era de 4 ori mai mare decât în SUA, însă acest lucru i-a transformat pe locuitori în plante de sere care au uitat cum să lucreze. Mulți copii au încetat să meargă la școală deoarece nu era nevoie, viitorul era deja prestabilit. Insularii cheltuiau banii pe mașini scumpe, tehnologie, mâncare și călătorii. Angajau servitori din străinătate, fiecare familie avea câte 4-5 mașini, dar dacă mașina se strica, ei o aruncau în groapa de gunoi deoarece nu aveau un mecanic auto pe insula, după care își comandau alta. Cei mai deștepți oameni economiseau câte puțin și cumpărau imobile în țările dezvoltate. Iar ceilalți credeau în guvern, care spunea că totul va fi bine. Am creat fonduri speciale și peste câțiva ani vom trăi doar din dobândă. Stilul de viață sedentat i-a făcut pe oameni să se îngrașe. Prin urmare, Nauru nu a devenit deținătorul recordului mondial în ceea ce privește doar veniturile, dar și de numărul de persoane care sufereau de obezitate și diabet. Dar după cum se întâmplă în viață, totul se încheie curând. Fosforiții s-au terminat, fondurile s-au dovedit a fi pustii, iar birourile situate în zgârie norii din Australia au fost vândute pentru datorii. Insula a dat faliment și nu avea bani măcar pentru îndepărtarea gunoiului. Mașinile vechi și ruginite până acum stau și zac în gropile de gunoi. Toate terenurile au fost desfigurate din cauza carierelor, iar acest lucru nu a permis populației locale să aibă un venit din turism. Oamenii au fost obișnuiți să trăiască bine și cer de la guvern imposibilul. Bineînțeles că Nauru nu atrage investitori. Câțiva ani în urmă, ca urmare a unei confruntări politice între susținătorii a doi candidați de președinție, a ars reședința și nodul de conexiune a președintelui tot a ars. Ca urmare a acestui incident, insula a pierdut contactul cu lumea. Cea mai mare parte a teritoriului constă din cariere și arată cam așa. Problema locuitorilor insulei în acest moment seamănă cu problemele țărilor noastre. Șomajul și alcoolismul crește mai departe, iar nivelul de corupție devine din ce în ce mai mare. Taiwan odată a donat insulei aproximativ 100 de milioane de dolari pentru construcția infrastructurii urbane, însă de banii aceștia au fost construite doar câteva case cu un etaj. Economia de minerale are avantaje și dezavantaje, iar principalul dezavantaj este că mai devreme sau mai târziu mineralele se termină, iar problemele rămân. Cu toate acestea, locuitorii nu se opresc din a spera că insula de nou va prinde viață și vor trăi la fel cum au trăit în trecut. Însă, lăcomia care a ruinat această insulă le-a ruinat și viitorul.
Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în videoclipul următor. De asemenea, abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canalul nostru. Pe curând!